Ziua muncii este sărbătorită prin zile libere. Atât în data de 1, cât și în cea de 2 mai, angajații sunt liberi, decizia fiind luată de către Guvernul României. Zilele libere de la sfârșitul săptămânii sunt bucurie pentru angajați, însă dau peste cap programul casierilor. Reprezentanții Enel informează că toate punctele Enel vor fi închise joi și vineri, respectiv în data de 1 și 2 mai. În celelalte zile, programul de lucru va fi unul obișnuit, respectiv în data de 5 mai, programul de funcționare este de la ora 8 la 16. Clienții Enel Energie care doresc să își achite factura la energie electrică în această perioadă pot utiliza modalitățile alternative de plată, respectiv la PayPoint-uri sau PayZone sau în benzinării. Persoanele care vor să plătească facturile o pot face și prin intermediul rețelei de bancomate ale unităților bancare sau prin intermediul internetului. Pentru perioada în care nu este prevăzut program cu publicul, nu se vor face preavizări sau deconectări de la rețeaua de energie electrică. Serviciul telecitire va fi însă funcțional.